Demersuri pentru colaborări economice între oameni de afaceri argeșeni și întreprinzători din Republica Vietnam. Un om de afaceri vietnamez stabilit la Pitești a organizat o întâlnire între reprezentanții Ambasadei Republicii Vietnam la București și ai mediului de afaceri din Argeș. Doresc să mulțumesc organizatorilor, celor care au avut această inițiativă, Asociația Oamenilor de Afaceri. Și doresc să mulțumesc, poate în primul rând, această inițiativă a Ambasadei Vietnamului, domnului ambasador personal, întregului staff al ambasadei. După cum bine știm cu toți, Pitești este un mediu economic activ și sperăm că și cu prilejul acestei întâlniri se vor putea stabili contacte între oameni de afaceri locali și societăți, companii din Vietnam. Vă mulțumesc și vă doresc succes! Vietnam devine ca o piață emergentă și Vietnam devine ca un partener puternic al României, mai ales pentru toate punctele de vedere, și la investiție și la schimb comerț. Aș vrea să intru la situația comerțului global. Aici sunt niște puncte de vedere al Vietnamului despre situația comerțului global. Noi spunem că globalizarea și regionalizarea sunt tendințele obiective pe plan mondial și pe baza dezvoltării puternice a revoluției tehnico-științifice. Noi spunem că dependența reciprocă din ce în ce mai puternică între statele și zonele economice. Noi spunem că tendința globalizării este dictată de Organizația Mondială de Comerț, OMC, cu 151 de membri, ocupând 85% din comerțul de mărfuri și peste 90% din comerțul de servicii. Două treime din membrii OMC sunt țări în curs de dezvoltare. Noi spunem că rolul hotărător este cel al țărilor dezvoltate. Așa e punctul de vedere al Vietnamului. Coloșii economici multinaționali care le țin tehnici, fonduri, informații, putând influența presul și piața internațională. Noi ne abordăm mai mult la piața petrolului, piața aurului, piața alimentelor. Mai sunt multe influențe politice asupra acestei piese. Centrele economice și comerciale regionale pot influența politica comercială globală, ca UE, foarte mare, puternică. Acordul de liber schimb între America de Nord și America de Latină, ASEAN plus 3, ASEAN plus India, toate aceste centre pot da influențe asupra situației economice mondiale. Privind integrarea economică internațională, Vietnam consideră că trebuie să avem autostăpânire, multilateralizare și diversificare a relațiilor externe. Acum, într-adevăr, Vietnamul s-a dezvoltat foarte, foarte mult. Vietnam dorește să fie prieten și partener de încredere cu toate țările pentru pace, cooperare și dezvoltare aceea economică special. Sunt un dintre 3.000 de studenți care fac parte din programul de pregătire în România. Am avut rădăcini mai adânce, m-am prins aici. A trecut o jumătate din viața, adică 36 de ani care am eu, 18 ani sunt aici. La ora actuală, România, pentru mine, este a doua casă, a doua parte. Din datele care ne-am furnizat oficial, eu vreau să revin pe partea mai, cum să spun, mai detalii. Deci, până acum am privit un pic acolo, vreau să privim un pic la nivel detalii. În viziunea unui antreprenoriat, am fost recent, cam o dată sau maxim de două ori pe an, mă întorc în țară, mai mult pentru familia, mai mult pentru rude, dar și pentru business. Ce remarc acum, în ultimul vizit,
remarcă piața în explozie. Noi am asistat la o explozie României în 2007-2008. Explozia a avut, cum să spun, o perioadă mai scurtă. Toată lumea a asistat la finalizarea acestei explozii. Am trecut în reasezare. Însă veneam încă. Eu am așteptat că 2008, în 2009 să încetineze. Acum ritmul e la fel. Asta este un lucru suprim. Sunt în Vietnam, sunt în China. De ce? Întrebarea mea. Cred că în vremuri de criză, cine deține producție, stă mai bine pe stabilitate. Ca oportunități care văd eu, la ora actuală, cred că o piață mai bună acolo decât aici. În ceea ce privesc personal, încerc să fac niște investiții în următorul luni acolo. Ce pot să spun ca detalii, dacă noi, vietnamezi în România, avem o asociație mică. Dacă între noi cine dorește, se poate, eu pot să furnizez anumite detalii, anumit segment, anumit produs care chiar este căutat sau chiar dacă este de adus. La finalul reuniunii, participanții au fost invitați să deguste produse culinare cu specific vietnamez.